Înainte de a începe aventura noastră, vreau să urez tuturor celor care au nume de flori un călduros la mulți ani! Eu! Merge după Nicu! Hai, Nicule, pune-ți căciula, pune-ți șapca în cap, că s-ar putea telespectatorii să nu vadă nimic. Imaginea albă, a ieșit soarele. Soarele nostru al echipei Încârlit. Astăzi nu pot să vă spun decât bine ați venit în emisiunea noastră, ați revenit în emisiunea noastră, sunt alături de Nicu. Nicule, stai că trebuie să mai fac o chestie. Ține tu microfonul. A, iar? Vorbește cu telespectatorii un pic, spune cine e în partea cealaltă. Așa și tu unde te duci? A camerei. Eu voi scoate cealaltă cameră mică. Așa? Adică îi ținem pe telespectatorii în suspans, cam unde suntem. Ia să le facem o surpriză. Aaa, uite cine e acolo, Luci! Mai mari Luci! Care anul trecut, aceeași vreme, tot aici suntem la... Pupăza! La Pupăza, am ajuns la Gicaru să putem face un pescuit la ce, Nicu? La șalău. Dar cum, după cum bat... Ce mai mult? Dar după cum bate vântul? Crezi că ce? Cred că nu prinde nimic. De ce să nu prinzi? Uite, așa am plecat eu cu premoniția asta. Vorbește în microfon. Nu, că-l țin pe cu mundiță, așa, că stă la pește. Astăzi cred că facem o... Hai să nu mai zicem, o aventură frumoasă, să nu-i mai zicem acțiune. Față de data trecută, sper să... Cum a fost data trecută? Unde? La Bu... Tineiul, la Conac. A, bine. Conacul ștucilor, cum ai scumis tu pe www.info-delta.ro. Da, da, da. A, când mi-ai dat ștuca aia mare, am fost eu. E, lasă că o să o băgăm în emisiunea asta, o să arăt, promit, pentru că n-am băgat-o special ca să arătăm cea mai mare ștucă prinsă acolo la Conac. Și bineînțeles, tot în această emisiune îl voi arăta pe Luci cum va prinde, cum va prinde și el un șalău mare. Zia zi, Luci, prinzi? Aha, e bucuros, prinde. Păi eu ce să vă zic, haideți să trecem pe treabă. Ia-ți ăsta, că am plecat. Bine. Așa. Zi. Slăbuț, nimic. Încă. Am avut și partide mult mai bune. Nimic. Se pare că trebuie să mai încălzească un pic sau? E după depus. Cred că peste 3 săptămâni încolo să mai încălzească. Și anul trecut la fel am prins aici. Nu știi? Acasă și aici soarele. Dacă vrei, dau eu cam în mașină. Vrei? Bine.
atâta zăpadă, iar la soare. Da, da, ok. Dar nu se văd să nu. Așa și șalău. Dacă am uitat de noi. Păi da. Să ne amintim ceva de anul trecut, a? La Salce, acolo. La Salce. Țin poze. Nu știam. Să ne oprim, să ne oprim. Bine, avem dezavantajul astăzi că bate vântul și nu putem să mergem cu barca. E și noi. Da. Ba plouă, ba soare. Vreme capricioas. Nu mai trebuie pe aici. Soare, ploaie, zăpadă. Da. Ți-a ce mic? Da, cum să vă. Te ajut? Nu. Nu l-a agitat. Stai. Și cu gripul. Cu gripul, cu grijă. Iasă. Bă, tu nu vezi că ăsta e orb? Cum? Da, bă, tu nu vezi că n-are ochi? Ești ochii la tine. Au, stai că mă mușcă de obiectiv. Nico? Da. Ai preluat conducerea. Ceafă, ceafă, ia-l de ceafă. Ia-l de dinții de jos. Asta o bag la așa, nu? Este frumos! E da. Ăsta e ăla care a scăpat de la mine. Și de la mine. Noroc că pe mine nu m-a filmat nimeni astăzi. Zi ceva telespectatorului român? Țipă, bă! Țipă! Auzi? Hai să mergem! L-a luat profesorul. Aha. Să păcat că pe ăla mare l-am aruncat în apă. L-am scăpat. Nu-i nimic, tot acolo se ducea. Încearcă românește varianta românească ca să nu mai te chinui varianta cu gripul. Varianta clasică, a? Păi da, bineînțeles. No, da, știi. Poți să le iei și de ceafă. Asta vreau să fac. Uite. Ok, poftim. Ia să-l perfect. Dau mai de-aproape. Luci, mi s-a făcut o foame de fire să mănânc lingurița asta. Dacă șalăul nu mănâncă, hai să mâncăm noi o bucătărie. Dragi telespectatori, pentru astăzi am să vă pregătesc o știucă. Și anume o rețetă extrem de simplă pe care o puteți prepara doar în câteva minute. Aveți nevoie de 4-5 bucăți de știucă în funcție de câte persoane veți avea la masă, o ceapă tăiată în felul rondele. Aveți nevoie de 150 de grame de unt, sare, piper și condiment special preparat pentru pește. Aveți nevoie de o jumătate de litru de bere, de preferință neagră, și puțin ulei de măsline. Iată cum vom proceda. Odată peștele curățat și feliat, îl vom săra. Îl vom asezona cu piper și cu condimentele speciale pentru pește. Mai întâi veți încinge tigaia sau cratița. Veți topi untul. După ce untul s-a topit, puteți adăuga ceapa, o încingeți bine. O
Odată ceapa prăjită, puteți să adăugați bucățile de pește. Adăugăm puțin ulei de măsline, doar cât să-i dau tot gust. Bucățile de carne se vor rumeni pe ambele părți. Vom mai adăuga restul de condimente. Cam apă, să adăugăm o jumătate de litru de bere. Berea care va frăgezi carnea și care va reduce timpul de pregătire al peștelui. Vă doresc să aveți poftă mare! Vreme capricioasă? Haideți să vedem ceva noutăți de la târg. Ce ziceți? Tu, Luci, ce zici? Hai! Am ajuns și la noutăți în modă. Suntem alături de domnul... Oprea Ștefan. Domnul Ștefan, pentru că am ginit aici o pălărie frumoasă de vânătoare, ce puteți să recomandați pescarilor, vânătorilor a purta acum? Că încă este frig afară, încă... Da, sperăm să da. Vină și primăvara. Produsele noastre sunt concepute de noi, sunt făcute de noi, deci nu există ceva așa adus din China și nu știu ce. Sunt făcute special pentru vânători și pescari. Că vorba aia și pescarul vânează. Corect, corect. Da, altfel, altfel. Și avem paltoane căptușite, veste căptușite, pantaloni căptușiți. Deci deocamdată e iarnă. Încă e rece. Eu vă recomand ca totuși să vă luăm. Avem, bineînțeles, avem și niște geci care nu sunt căptușite, deci îs bun deja pentru primăvară, dar deocamdată vă recomand... Se pot scoate căptușeala. Da, da. Dar deocamdată vă recomand astea căptușite, că totuși e frig afară. Și mai ales dacă omul se duce la vânătoare... Acolo încă e zăpadă. Văd aici aveți niște geci frumoase. O să iau eu una de aici, Oli, să-ți arăt. Uite ce frumoasă e, ne-a căzut și... Da, de exemplu, asta e o geacă specială. Conține o membrană care respiră. Nu transpiri. În funcția călurii. Dacă e prea cald afară, membrana lasă să iasă căldura corpului. Da, da, și dacă, dacă e prea frig, membrana nu mai lasă să iasă căldura. Și pe deasupra e și impermeabil 100%. Deci nu te plouă, nu te ninge? Nu, nu. Perfectă. Mai ales seara când ești absolut, în barcă. Absolut. Și acum depinde ce vânezi. Seara te duci cu bani în buzunar sau cu pușca. Da, că poți să mergi cu ea pe stradă, că da, nu e. Da, e da, chiar da. Foarte frumos făcută. Îs făcute în așa fel încât nu numai special pentru vânătoare. Deci o iau pe mine și mă duc și vânez poate altceva. Da. Nu pot să, ce pot să vă spun decât că îmi dau jos pălăria în fața dumneavoastră pentru că veniți cu noutăți pentru pescari și vânători. O zi bună! Nu sunt încă la știtul la ce, dar sunt printre lansete și mă bucur că sunt printre lansete și mai ales că sunt printre lansetele de spinning. Stăm de vorbă cu domnul? Bună ziua, Dan Inginerul este numele meu. Să le arătăm, îmi face semn colegul meu, să le și arătăm. Aici avem o mostră din gama Fox Rage. Dintr-o bucată? Nu, din două bucăți. Din două bucăți, din două bucăți, un băț de spinning. Ce greutate are? Din păcate greutatea nu este trecută. Acțiunea este între 7 și 28 de grame. Da, e un băț de spinning. E destul de ușurică, adică poți să... E destul de ușoară. E un băț rapid. Văd eu, cred că e un băț rapid de shallow mai pentru degrabă. Pentru shallow, da. Așa. De la firma Savage Gear, la fel avem niște bețe foarte frumoase. Foarte bine, da, lucrate, interesante. Aici, da. De asemenea, ia să vedem un pic.
Vârful, îl mișcăm un pic. Tot pentru shallow. Un băț tot pentru shallow, un mediu rapid. Și un băț mai puternic un pic. Da. O să vă arăt și vârful de gamă de la... Da, asta e principal pentru că e... Aici avem o lansetă mai deosebită. Este vârful de gamă în ediție limitată de la firma Fox Rage. E o lansetă construită la superlativ, cu cele mai bune materiale. Fiecare cumpărător o să primească un bon pe care are trecut numărul, seria. Deci un fel cu semnătură, cum s-ar spune. Cu semnătură în ediție limitată. E o lansetă dedicată pentru pescuit cu jiguri, da, la shallow, foarte rapidă, foarte senzitivă, cu inele Fuji Sig Titanium, mandrină Titanium, construită în stil JDM, Japan Domestic Market. Arată, pot să spun, arată foarte bine și este e și foarte, foarte, foarte ușoară. Frumos lucrat. Și foarte ușoară, bineînțeles. Da. Bineînțeles, în materie de bețe de spinning, suntem reprezentanți pentru gama Tubertini. Avem aici câteva mostre. Lansete pentru orice pescar, și începător și mai avansat. De diferite lungimi, vedem de diferite la 1,60 sau 80 cât are, au acestea până la 2,73 metri. Eu vă mulțumesc mult de tot. Cu plăcere, și vă mai așteptăm. Mai aduceți noutăți, că trebuie să le prezentăm pescarilor. O să mai aducem în permanență noutăți. O să aducem în permanență. Mulțumesc. Noutăți. O zi bună. O zi bună, la revedere. L-ați văzut, Ponicu? E agitat, nu prinde nimic. Săptămâna trecută la putină, la cea mai frumoasă, știu că vreți să o vedeți, și știu că mare, de vreo 6 kg a prins Nicu acolo. Hai că sunt pe tine, Nicule! Eu m-am tăiat toată foarte rău într-o știucă și am luat fricarea asta. Ui, e frumoasă, mă! Nu scot o ștucă. Ia. Ia. Hai. Mulțumesc, doamnă. Trebuie să n-alunec să cad în baltă, că mai pățesc de-astea. Ia uite, tati. Aha. Mm-hmm. Tălpiță, tălpiță. E grăsuță, mă. Nu cred că a depus tot. Oh. Pe cuvântul meu. E foarte mare. Hai să-ți fac și poză, da? Așteaptă. Frumoasă. Gata, poza? Da. Hai că... Deci că schimb viteza. Hai. Hai să-i dăm drumul să, nu, drumul mai să nu mai chinuim. Zi mulțumesc și mulțumesc, o mai așteptăm. Iubito. Mă, dar ce frumoase. Face până bună un pic. Ia uite, a intrat un pic de... Ia să vezi acum. Iu. Tang. Da, ce? Da, ce? Mai fă o dată că mi-a plăcut. Mă bucuram. Ia, cum te bucuri? Așa. Nu, ca boxori. La ce ai luat-o? La o lingură. La lingura preferată mea. Aia de ciorbă. La polonic. Nu e. E mai, cred că e cea, cred că, a, e bun. Ce e? La dolingă am prins-o. La o lingură preferată. Ce frumos ar fi să dea acum un shallow. Să-l îmbolnăvesc pe Nicu. El m-a îmbolnăvit săptămâna trecută cu ștuca pe care ați văzut-o. Luci își testează sculane, așa, Luci? Așa, cum ți se pare? Foarte bun. Atunci e bine. Și eu testez lanseta mea de 1,83. Specială pentru... pentru ștucă. Eh, o să am timp să-mi iau una și pentru șalău. Una mai puternică. Deocamdată nimic, e vremea schimbătoare. O să-l rog pe Luci să vă arate niște nori frumoși. Dacă aici norii sunt oarecum dispersați, în partea cealaltă sunt copaci. Pax bine, sper să nu plouă, că aici rămâne.
ți-am zis. Da, eu nu te mai auzeam. Hai, eu nu mă mișc așa, am rămas cremenit. Da, da, mă vorbim cu zicea, o să iau căciulă de mine, poate o să îi fac. Vorbesc cu el, am bine. Hai, te iubește, mă, tata, te iubi, pa, pa, pa. Ce zic? Așa face, când omul nu prinde, se pozează, zic. E, cum era Nicule anul trecut? Pe vremea asta, la fel. La fel. De cubliță, nu. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Eu tău. Ți-am dat până pe malul celor. Mergem? Mergem? Unde? Nu știu. Știu, după știu că știu. Încercăm și știu că am capăt? Da. Hai. Nu data, dar măcar să fim mai aproape de ieșit. Luci, deci suntem la... Așa, deși prin urmare la prindem la Pupăza, dăm la Ștucă, dacă, uite, Nicu este la sesiunea foto. De ce, mă? Că fac doar poze. Faci din cauza mea, din cauza ta, că nu ești în stare să prinzi o Ștucă. Bă, sunt singurul care am avut twister fără coadă. Deci l-ai mâncat tu. Bă, ce frumos e aici. Dacă mai stăm mai jumătate de oră. Dacă mai stăm o jumătate de oră, aici am rămas. Georgian, dar ce faci? Mănânc ceapă. Și ia, Nicule, ține și mie. Mi-am scos ochelarii de soare, de fapt. Atașurile de ceapă. Și ce să fac? Vă aștept pe www.încărlic.ro. De asemenea, pe pagina de Facebook. Și puteți să ne scrie la ofisarul.încărlic.ro. Asta a fost aventura. Ați văzut. Am venit și cu amintiri, am venit și cu acel drill frumos al lui Nicu de la Putineiu, de la Conac. Știu, cum ai zis tu, Nicule? La materialul de pe info-delta.ro? La Conacul Ștucilor. La Conacul Ștucilor, vă dați seama? O baltă mică, frumoasă. Asta a fost emisiunea de astăzi și nu ne rămâne decât să vă spunem până săptămâna viitoare în Cărlig!